CEO-ul operatorului Telecom Vodafone local a atenționat ieri autoritățile asupra posibilelor efecte ale inițiativelor legislative recente în domeniu, referindu-se cel mai probabil la viitoarea lege 5G. În opinia sa, inițiativele legislative recente din România pot conduce la perturbări ale serviciilor mobile și fixe pentru clienți în anii următori. De asemenea, acestea pot crea o incertitudine semnificativă și costuri suplimentare neprevăzute pentru economie, în valoare de sute de milioane de euro. Se face apel la autorități să evalueze temeinic din toate punctele de vedere impactul oricăror decizii pe care ar putea să le ia, astfel încât industria să nu fie trimisă cu 20 de ani în urmă și să nu fie puse sub semnul întrebării investițiile viitoare și mediul concurențial din România. Acesta este doar ultimul dintr-o serie de mesaje publice transmise de reprezentanții marilor operatori telecom, cu privire la îngrijorările pe care le provoacă proiectul legii 5G. Autorităților li s-a solicitat în mod repetat să elimine neclaritățile din lege și să evalueze cu atenție impactul pe care acesta îl va avea pentru piață. După ce va fi adoptat de Camera Deputaților, proiectul legii 5G va intra în dezbatere în Senatul României în calitate de cameră decizională.